Ce așteptări aveți de la coaliția de guvernare PNL, USR Plus, UDMR? Acum avem un guvern de coaliție. Ce așteptări aveți? Au fost 2 ani grei în care am avut atâtea rânduri de alegeri prezidențiale, locale și parlamentare. Am fost în prima linie a bătăliei pentru această majoritate. Pot să spun că abia acum încep să mă bucur real că am reușit să aducem aici Parlamentul României. Deși aveam președintele României de dreapta, deși aveam un guvern de dreapta, o majoritate parlamentară care nu era de dreapta nu ne permitea să asigurăm cadrul legislativ și normativ pentru a pune tot într-o ordine corectă și așa cum am vrea noi sau cum vedem noi ca și guvern liberal. Atât timp când noi aveam proiecte și aveam anumite direcții pe care vroiam și politici și strategii pe care vroiam să le implicăm, care erau de dreapta, fără o majoritate parlamentară care să susțină aducerea în legislativul țării aceste aspecte, nu reușeam. Suntem într-adevăr la guvernare, considerăm noi în această alianță pentru următorii 4 ani și ne dorim foarte mult să implementăm și să demonstrăm ceea ce putem. Considerăm că anul acesta am avut un ghinion cu această pandemie și orice guvern, oricărui guvern i-ar fi fost foarte greu să gestioneze această situație. De-aia spun că este o mare câștig că am reușit să aducem vaccinul, că am menținut cota victimelor la nivelul la care l-am menținut, că am reușit să avem măsuri protective și pentru populație, și pentru angajatori, și pentru angajați, că avem măsuri în continuare pentru redresarea economică după pandemie, iar acest cadru cu majoritatea parlamentară ne va ajuta să dăm drumul la infrastructură, la investiții și la proiectele mari pe care ni le-am propus. Nu va mai fi o guvernare atât de dificilă, da? E o guvernare majoritară, e o guvernare de 3 partide și așteptările presupun că ale oamenilor, ale celor care au fost la vot, sunt și mai mari, nu? De această dată. Suntem într-un stat de drept, suntem într-un stat democratic, suntem într-un stat european, modern, în care libertatea de expresie și politică, e normal să avem și opoziție, este normal să avem reprezentanții și ai stângii în Parlament. Este normal ca forțele să comunice și să fie opinii divergente. Dar ne trebuiau și nouă pârghiile să putem să ne manifestăm politic real și să implementăm ce aveam ca și program de guvernare. Guvernul nostru a asumat programul de guvernare, l-am expus, acum suntem în partea de nominalizare, am reușit cu domnul prim-ministru și cu miniștri. Încercăm acum să facem toată echipa așa cum au fost negocierile și cum știți din tot ce s-a întâmplat public. Și considerăm că vom avea un parteneriat echilibrat în următorii 4 ani cu USR Plus, așa cum avem și la sectorul 1.